Deci chiar că l-a trăit, după cum a vorbit. Și, într-adevăr, putem spune și noi, dar nu vreau să mănânc eu timpul, că la fiecare să spun câte ceva. Dar dau cuvântul domnului profesor Dorin Duțu, care va vorbi de o altă mare personalitate. Ne-am mai discutat aici la Constanța și chiar acest cadru este un echipă crainic, care este uitat total. Vă spun doar așa câte ceva ca să știți cine a fost crainic. A fost primul doctor honoris causa la Universitatea din Viena. Poate știți ce, Viena pentru Europa și aia mai ales modernă și medievală. Dar și astăzi, acolo se mișcă, acolo avem, de fapt, din păcate, dat petrolul și altele. E trist, dar e adevărat. Dar totuși l-au apreciat în context de război. Deja a început să aducă primul mondial, l-au chemat la Viena, mareșalul Ioan Antonescu a avut o orică cu el, n-a avut să-i dea drumul ca să-și ia titlul, până la urmă și l-a luat. Sunt lucruri mai de băcănie, nu vreau să intru în detalii, dar a fost primul și nu știu, s-a mai fost pe la Viena, a făcut o evidență, dar aproape că unde se poate puțin. După aceea, Nifior Crainic, și de fapt cu asta încep, a fost mentorul, rețineți, mentorul părintelui Dumitru Stăniloae. Și a femeie s-o părintele Dumitru Stăniloae, nu mi-a zis o altcineva. O discuție privată, am și consemnat-o în scrieri. Trei mari l-au capacitat și l-au coordonat în viață. Viață de vreo aproape 90 de ani. Mitropolitul Nicolae Bălan, care l-a ales pentru toate cele care urmau. Însu a avut o devire, între climele de devire, a vrut să plece la Filologia Universitatea din București și Bălan, pe stradă, pe sala Academiei, Dimitri, ia vină tu încoace, de ce fugi tu de mine? Ia întoarce tu la Sibiu și fă ce trebuie, că ești un om de mare valoare. Ia mare încredere în tine. Și mai trebuie câteva, nu s-a întors în anul 2 la teologie și din teologia, după aceea doctoratul la Cernăuț, l-a trimis prin fundația Gojul, atenție, care aia nu știu, au vândut-o la Buda Pesta în anii trecuți. Încă nu-i vândute, se poate recupera, dar trebuie să avem puțină voință. A fost la Belgrad, la Berlin, la Viena, la Paris. Și după aceea a fost și prin Grecia, dar asta e altă problemă. În alt context, și acolo a fost și doctor honoris la audit pe care noi l-am dat cu mare târziere în țară aici, la noi, la București. E altă poveste și merită și asta. Deci a fost mentorul și asta mi-a zis o problemă. Deci Bălan, Nicolae Bălan, Ihor Crainic, care era un coronator al culturii ardelenești și românești în vremea aceea, în acea mișcare gândirea, și să nu uităm că a avut rol de fondator al filocaliei românești, alături de părintele Dumitru Stăinoae și de părintele Arsenie Boca. Fondator, atenție, nu descrie asta, unde se mai spune. El a înființat cursul de mistică și ascetică în acei ani, care până a fost funcționat, dar nu mai funcționează cum a funcționat prin Crainic și prin Stăniloae. Asta e altă problemă. Și a treia a fost, o să rămâne surprins, cineva din departamentul culturilor, Gheorghe Nenciu, deși era o mai puterii, să zicem, dar a avut și ceva cu omul Stăniloae și cu cultura religioasă, cultura ortodoxă, asta zic, cultura religioasă ortodoxă. De acum scrieți tot ce puteți și aveți, dați drum. Deci Părintele Stăniloae, că avea libertatea de exprimare, mai scria încă două sau trei opere decât a scris la momentul plecării la Domnul. I s-au azi distrus în anii de anchetă și așa mai departe. Plus că a fost blocat psihic, mental, să mai scrie din 48 până prin anii 80, când a 78, este momentul de vârf cu dogmatica asta. Topi Nenciu scoasă. Și toate acele lucrări, filocalia, când mă refer la 5, 10, următoare, 11 și acolo după 90, au fost topii îndemnului. După aceea de la mitropolitul Nestor Vornicescu, de la Craiova, topii îndemnului. Și toate articolele au avut în presă, că sunt multe, de mare, mare valoare, și o spuneam la studenții noștri, la preația voastră, deci noi am produs, pare rău că mai bine în anii comunistului decât după 90. Marii teologi de la București, dar și de la Sibiu, în mod aceștia, au avut mai mult de spus, de zis, de scris decât cei după 90. Din păcate, asta era, nu că a fost Stăniloae. Și mulți pe lângă Stăniloae. Vorbeam despre Inger Coman și alții. De mare, mare, trei doctorate Inger Coman. Nu de patologie, trologie și de altele. Da, deci Nenciu a fost un imbold. Și eu l-am recunoscut pe Nenciu la doctoratul Natului Andrecuț la București, care cu bere la masă. Și eu care am lucrat și eu, sau lucram atunci în departament, unde pas, că era lăsat pe trecută, care părerea mea era mai bine
să-i spui Departamentul de Stat pentru culte, cum îmi spui Departamentul de Stat din Statele Unite, decât să-i spui Secretariat. Este un fel de CAP. Mai chiar un fel de tot de bani. Nu este instituție publică, politică și de politică religioasă, apropo de Gojdu, care trebuie recuperat urgent. Și nu numai Gojdu, sunt multe alte aspecte. Dar aici trebuie să fie implicat și la nivelul Guvernului factor PNL, PSD, etc., dar și din zona Sfântului Ideal al Patriarhiei Române, pe politica a noastră, că sunt românii noștri. Deci nu pot să, eu ca om, și fost om politic sau și om politic, mai sunt încă mai sunt în picioare, două picioare, știu că nu am fost de aproape nimic comisiei noastre, apropo de românii aceștia din preajmă, care prezintă câteva milioane bune, le-am România mare, liderii regional, nu mai spun cine, cum și ce, și acum se pare că e tot în capul ideea asta. Dar ce s-a întâmplat cu prezența acestora, mai ales de lideri naționali, regionali, și n-au fost niciodată să aibă contacte decât formale la Chișinău sau pe unde au fost, dar pentru alte interese, nu interesele românilor. Asta e altă problemă. Deci iată un alt aspect care vreau să scot în evidență. Dar mult mai mult despre Nichiol Cane, care l-a trăit din familia sa, prin toate cele a fost și la mormântă, nu s-a făcut și acolo niște, nu eu și el, că noi suntem slujitori, dar am chemat pe cineva acolo și am făcut ce vrea să facem, așa puțin din al, nu-i băgat în seamă, deci. Și marile valori de la Belu, din Sfânta Vine, din Revierea, din Mărăvă, din București, dar sunt și din țară, nici Eminescu e o excepție, și nici acolo nu se face. Adică în momentul Marului Eminescu trebuia mult mai îngrijit. Uitați-vă, a fost, acum a filmat, prea Sfințitul Timotei a fost acolo, da? Nu, acum nu s-a fost Vala în Ploieșteanu. M-am uitat așa, am fost acum un an sau doi ani la Belu și am văzut că n-au acolo și administrația, că aparține primăria capitalei, dar și că valoarea națională și nu biserica trebuia să facă aici. Iar primăria, atenție, nu este cimitir ecleziat, bisericesc, este cimitir comunal, al, se numea înainte, al primăriei generale a capitalei. Dar ce să faci? Asta e altă problemă. Din păcate, asta e realitatea. Oricum, nu intru în detalii, domnul profesor Florin Duțiu, vă spun și aceste mici, o să le spun cancanuri, deși nu sună frumos, dar prin asta înțelegem, de fapt, cine suntem. Se pare că nu suntem ce trebuie să fim pentru un andar și noștri. Gen Nichifor Crainic, gen Mihai Eminescu, a spus când am început. Suntem niște epigoni, cum spune chiar Eminescu, de fapt. Adică ce au fost aceste valori? Dacă ne raportăm la ele, și noi intologie, amari, vă spuneam, cu jația aceea până în 89, mult superioară celor din anii noștri, din păcate. De aceea trebuie să înclinăm cap pentru aceștia și să nu uităm, să invocăm și să învățăm și acum din scrisurile lor ce putem să facem noi acum, ca să putem să ne manifestăm cum trebuie în fața lui Dumnezeu în primul rând și a românilor care sunt frații noștri. Florin Duțiu, domnul profesor.